pe care El o degajează din interior. Îi dai voie să fie lui Dumnezeu atât, atât se manifestă, adică sufletul iubirii. Îi dai voie să fie total plin, este total plin și desăvârșit. Depinde de noi cât îl lăsăm să fie. Și e perfect, așa cum este, pentru că toți trebuie să învățăm. Exact cum a spus, nu poți să-i dai unui copil la clasa 1, materia de clasa 12, pentru că nu o cuprinde, nu are cum și nu are cum să o înțeleagă și să o învețe. Atunci trebuie să-l iei de la început cu bastonașele, cu liniuțele și el va învăța cum va veni timpul. Și sufletul ne ia așa. Deci sufletul, de fapt, asta face. Păi asta acum învățăm, asta. Prin acest aspect, învăța asta, pentru că sufletul e dincolo de timp, dincolo de timpul liniar pe care îl trăim noi. De și fapt, sufletul nu ne învață nimic, el doar este și este iubire. Și noi... Sufletul nu ne învață nimic. Noi singuri ne identificăm cu ego-ul și credem că învățăm ceva, pentru că noi suntem, noi ăștia suntem, noi suntem ființe divine și avem tot, universul, stelele, marea, totul e în noi. Că noi le-am dat viață, din noi vin toate. Și atunci noi trebuie să ne identificăm cu sufletul, cu iubirea, cu ființa divină, cu însușirile noastre divine și nu cu mintea, cu ego-ul. Pentru că numai ego-ul spune că trebuie să înveți. Nu trebuie să înveți nimic, trebuie să lați ziua să fie. Ce înseamnă credința? Am mai spus, credința înseamnă să faci voia lui Dumnezeu și nu voia ta. Adică să lași ziua să curgă așa cum vine. Astăzi vine o zi mai puțin plăcută, am mai puțin bani, n-am bani de factură. Las-o așa, cum a venit de la Dumnezeu, că vei vedea că dacă te vei grăbi, nu îți este bine mâine, viitor, pentru că n-ai un prezent, tu nu ești în prezent, nu lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Și atunci, dacă nu te lași în voia divină ca apa, cum spune Marius, să curgi, nu faci voia lui Dumnezeu, faci voia ta, dar voia lui Dumnezeu nu. Și este lipsă de credință, e neacceptare. Neacceptare înseamnă să n-ai iubire. Când n-ai iubire, deci noi suntem ființe divine, dar nu ne dăm voie să fim. Nu suntem în suflete, ne identificăm cu mintea. Mintea spune întotdeauna că ești așa și... Nu, nu ești nici cum, ești decât suflet și ești ființă divină. Asta e originea ta și ai fost mereu. Interiorul reflectă exteriorul și invers niciodată. De acolo nu poți să iei nimic să bagi în interior. Absolut nimic niciodată. Iubirea este vorba numai despre de a dori, nu de a primi. De a te bucura, de orice. Ne așteptăm adică să fim... Suntem la grădiniță. Suntem la grădiniță și trebuie să rămânem acolo. Să ne bucurăm. Că dacă mergem la clasa 1-a, 2-a, 3-a... Știi ce bine e la grădiniță? Că acolo numai te juci la grădiniță. Aia spune. Să rămâne copil. Eu cred că cel mai bine ar trebui să rămânem acolo. Da, dar nu mai înveți nimic. Când trebuie să treci în altă clasă, dar abia atunci treci când treci în planul celălalt. Atunci treci în altă clasă. Până atunci ești tot aici. Când ne permite, Doamne, Doamne, treci în clasa 1-a, 2-a. Atunci treci, nu? În altă clasă. Până atunci nu poți să spui că ești în altă clasă. Nu ești nicăieri. Ești aici, fii prezent aici. Nu ești în nicio clasă. Mintea tot în parte, că e așa, că e... Nu, nu e nici cum. Părerea mea este despre furtul intelectual și drepturi de autor. Adică, domnul Mare s-a muncit la niște cărți, unii putere, o situație, imagina. Și cineva ia cartea, își pune numele pe lui sau și-o editează. Și ați muncit mult, ați investit în energie. Da. Ați luat o situație așa, ca tare? Pentru moment a... Da, te lași așa. Pentru moment a furat, dar pentru acel ceva, pentru munca pe care ai depus-o... Tot mai muncă, timp, efort... Da, iei acel ceva, ți se pare că fur, că Dumnezeu le vede pe toate, dar te-ai furat pe tine, ți-ai furat din energia ta, că am spus, noi trebuie să ne schimbăm pe noi, ăsta e interiorul nostru. Și ai treabă tu cu tine acolo, schimbă-te pe tine, că oricum dacă nu te schimbi tu și ai furat și ai făcut ceva ce nu trebuia o neplăcere celuilalt, oricum vine așa Dumnezeu, intervenția și va, exact, nu trebuie să vă faceți griji niciodată. Nu, nu, nu era așa o curiozitate. Omul smerit nici nu-l interesează, cred că l-a mai zis, dacă el pune drepturile de autor, nici nu spune de ce, nici nu treabă. Lasă că face altă carte, nu e nicio problemă. În primul rând că autorul nu e aici. Nu, dar știți cum este? Ceea ce e trăirea ta, experiența ta nu ți-o ia nimeni, nu ți-o fură nimeni. Că e propria ta experiență, degeaba îmi spui mie. Că dacă eu nu știu cum a experimentat Doamna experiența ei, eu pot să-mi o spun pe a mea.
dar eu nu pot să o spun pe a Doamnei, că e decât a Doamnei și fur asta, e ca și cum citești o carte. Eu n-am trăit asta, dar eu o citesc. O, dar dacă n-ai trăit, n-ai experimentat, nu ești acum, nu poți să explici. O să încerci și tu să ai niște învățături, dar până nu te învață viața ce trebuie, lecția de viață, exercițiu, iubire, nu o să înveți. Și așa că pot să vorbesc decât despre mine. Eu am treabă cu mine, noi avem treabă cu noi. Noi nu avem treabă cu cel din afară. Ce a făcut, ce ai treaba lui, ai... Continuați, care nu astea? Ați fost foarte emoționată. Nu știu dacă nu. O altă poveste pe care am trăit-o. Am căutat la viața mea, m-am dus în locuri. Am mers la Țâpova la un moment dat. Dacă știți, Țâpova e peste Prut, pe Nistru. Ștefan cel Mare are acolo a făcut o mănăstire. E un loc deosebit. Și în timp ce ne plimba, călugărul care ne plimba, eram trei persoane. Ne-a povestit tot ce trăiau cei care s-au dus acolo. O persoană, o polițistă din Piatra Neamț, avea un mănânc de lumânări, s-a ridicat până la cer flacăra. O persoană care era cu mine, când a fost odată, a avut revelația că a murit acolo, era călugăr și a murit... omorât diferite. De către ai lui Stalin. Tot felul de experiențe. Eu nimic, dar n-am pus întrebarea, pentru că nu îmi place să mă provoc așa. Dar undeva în background era, dar tu nicio minune, nimic. Și mă întorceam în microbus, stăteam cu minte și la un moment dat s-a făcut gol. Gol, gol. Vin. Și o voce, la vremea aceea, eu spuneam Dumnezeu Tatăl. Și la un moment dat o voce întreabă, da, șugubăț așa, dar ție, ce-ți trebuie minuni? Am izbucnit în râs, mulțumesc, într-adevăr, ce-ți trebuie minuni atunci când știi că Dumnezeu e în tine? Corect. Nu că știi, atunci când simți și ai încredere că e acolo. Dar ce-ți mai trebuie minuni din afară? La ce să ne mai arate nu știu ce? Da, cel care are nevoie primește o încredințare. Uite, există. Dar nu folosesc. Știți de ce nu folosesc? Pentru că nu i-a venit timpul. Pentru că încă e în clasă. Nu folosesc capacitățile paranormale. Eu cum arăși când asta, nu folosesc. Nu, din potrivă. Nu folosesc. Ele, toate capacitățile paranormale sunt o mare distragere. Ego. Îți mărește da? Ego. Da. De fapt, ele te îndepărtează. Minune ce? Să-ți arate ce? Ești om anecredinciosul. Deci n-ai crede decât dacă îți fac o minune. Te ciocănesc în cap și îți arată, ei, aici sunt, altfel nu crezi. Nu. Crede, pur și simplu. Crede și nu cerceta. Crede. Este o poveste frumoasă. La un maestru se duce discipolul și spune, bine maestre, îți urmez calea. Ce voi face dacă merg pe calea ta? Și el spune, păi vei putea merge pe apă, vei putea asculta gândurile celorlalți, vei putea... La care discipolul întreabă, și voi fi mai aproape de Dumnezeu? Nu. A fost răspunsul maestrului, sincer, nu. În momentul acela, când am auzit acum 40 de ani această poveste, am zis, Doamne, nu-mi da nimic ce mă poate îndepărta de tine. Deci ați conștientiza că sufletul e plin și nu-i trebuie nimic. Nu. Alea sunt doar fachiri. Sau vin ca și consecință a conexiunii tale, dacă... E ca niște daruri care ți le dă Dumnezeu din altă chestie. Dar asta nu înseamnă că dacă în viața asta n-ai iubire, adică nu te identifici cu sufletul, să fii în dăruire, în bucurie, să faci pentru ceilalți, nu urci deloc. Cum spune Marius, pe scara aia iubirii nu urci decât dacă ai iubire. Nu te duci în jos. Și nu are nicio importanță că ai clar vedere sau că ai nicio valoare. Asta e decât pentru tine, o ții acolo, nicio... Așa de clar spune epistola 1 către Corinteni a lui Paul. Nimic în afară de iubire. Poți să știi
limbile de pe lume. Câte orice. Iubirea nici nu vorbește. Nu. Sufletul nici nu vorbește. Am văzut un suflet care mi-a spus cum e iubirea doar printr-o relevanță. Întreba ce iubirea și a făcut așa. Nimic altceva. Adică un întreg. Un om fără minte. Exact. Un om fără minte. Ca un om care nu conduce mintea, mintea o folosește. Nu, a dus cu capul. Oamenii cei mai înțelepți sunt oamenii duși cu capul. Dus cu capul, exact. Dacă nu ești dus cu capul, nu ești. Iar o calitate. Iarăși o nostimadă. Eram într-o emisiune cu Costel, nu mai țin minte, cred că eu eram invitatul, și vorbeam despre inteligență, despre minte, despre intuiție. Și Costel spune la un moment dat, cei care au IQ-ul peste 140 sunt demonici. Eu am făcut așa pentru că odată prin 90 mi-am făcut la Mensa, mi-am făcut un test din ăla pentru, nu știam de vremea aceea ce înseamnă Mensa, și mi-a ieșit IQ-ul 144. Habar n-aveam că-i mult, că-i puțin, nu conta. După 20 de ani am găsit acea hârtie, m-am uitat. Era intrarea în Mensa de la 132. Zic, dar totuși n-am înțeles pe mine de ce nu m-au primit atunci. Am avut senzația că l-aud pe Arhanghel Mihail spunând, dar tu nu ești al lor. Răspunsul. Dar totuși, deci, am vrut să zic, aoleu, înseamnă că am un aspect demonic. Deci nu era demonic. Avem destul. Nu, noi avem toate aspectele importante. Ca lupul, pe care lupul îl hrănim? Pe ăla rău sau pe ăla bun? Nu mai împărțiți. De când mintea împarte, sufletul da. Nu împarte niciodată. Când învățați asta, învățați că nu mai mintea împarte. Dumnezeu, sufletul, iubirea, vede bun în tot. Totul e perfect. Nu vede nicio împărțire, nimic. Nu când am terminat școala, după ce terminăm școala, începem cu adevărat să vedem asta. Până atunci știm că trebuie să ajungem acolo. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să ușor, ușor, ne aducem aminte în fiecare clipă. Puțin câte puțin, că uite, în fiecare moment. Așa, mai las în mintea asta, să o mai las. Când vine, mai stai și tu, mai odihnește-te. Puneți o să mai se odihnească. Eu o trimit pe dealul. În concediu. Îi spun să se plimbe la munte, mergi la munte, că acolo e minunat. Așa îi spuneți. Da, și ascultătoare. De ascultătoare, nu? Mm-hmm. Că ea tocmai asta vrea. Ea vrea? Tocmai asta vrea. Ce anume? Să se ducă la primar. Să ne ducă la primar. Să ne ducă la primar. Eu o trimit singură la primar, rămâne cu mine. Cum e cu stima de sine, dacă noi e bine să facem pentru celălalt, dar numai întâi trebuie să ne iubim pe noi ca să putem da ce avem în interior afară? De ce trebuie să iubesc întâi pe cel din fața mea și nu întâi pe mine, ca să pot să dau deci, din mine? În Biblie zice așa, iubește-l pe celălalt mai presus decât pe tine însuți. Iubește-l ca pe tine însuți. Mai presus decât e traducerea greșită. În traducerile vechi este mai mult decât pe tine însuți. Deci te-ai închietat de celui din față, pentru că în fața ta este mereu Dumnezeu. Nu este o ființă, o persoană, este Dumnezeu. Și atunci tu când iubești pe cel din față, te iubești pe tine. Pentru că dându-i lui întiertate, dăruind lui binele tău, atunci îți dăruiești ție. Numai atunci te iubești pe tine. Știi cum te iubești pe tine? Pentru că atunci tu te înalți pe tine. Pentru că atunci, dându-i lui, dăruindu-i lui binele tău, ești ființă comună și tu te înalți pe scara iubirii. Când tu crezi că tu, iubindu-te pe tine, deci respectându-te pe tine, vrei binele tău primul, te cobori. Deci este o iluzie, din nou, este o iluzie a minții. Dar tu, când dai binele tău celui din față, îi dai întâietate, acolo este Dumnezeu în fața ta, nu este o persoană. Este Dumnezeu și lui Dumnezeu îi dai. Îți faci ție un bine, acolo ești tot tu, ființa comună. Și te urci pe tine, tu nici nu-ți dai seama. În viața asta ți se pare că te-ai pus undeva acolo și că n-ai
stimă de sine. Cine vrea asta? Ego-ul. Sufletul nu vrea nimic, săracul. El este pur și simplu, este iubire, bucurie, dăruire. Întreg, n-are nevoie, n-are lipsă. N-are nevoie. Păi se cam contrazic. Când eram mai tineri, făceam totul pentru ceilalți. Iar eu de mine nu mai aveam. Da. Deci măcar să și era ceva, mă dădeam totul și și era ce mai fericit. Păi grija o are Dumnezeu oricum. Când avem grijă de celălalt. Dumnezeu oricum avea grija, pentru că atunci când dăruim ceva, Dumnezeu ne dă acel ceva să-l dăruim, să facem bine celuilalt. Și atunci are El de grijă ce să facă în așa fel ca noi să putem să dăruim și celorlalți. Și atunci are și grija ta automat. Acest concept a fost introdus acum 150 de ani, ca o armă de distrugere în masă. Stima de sine a fost, cum a spus Marius... Stima de sine a fost introdusă acum 100-150 de ani, ca o armă de distrugere în masă. Pentru că în momentul în care omul se preocupă numai de el, înseamnă că își întărește ego-ul, nu mai are grijă de ceilalți și atunci apare destrămarea în viața lui. Deci este special făcută ca omul să-și distrugă viața. Majoritatea conceptelor din psihologie sunt concepte care întăresc orgoliu. Deci sunt concepte care sunt făcute ca să distrugă echilibrul interior și să taie legătura cu Dumnezeu. Ca și feminismul. Da. Și de distrugere. Ca și feminismul și alte. Ce anume? Feminismul. Ce da. Înțeles greșit, aplicat greșit. Adică, ce feminismul? Este o armă de distrugere în masă. Uite, vă spune Marius. Da, este înțeles greșit. Marius, explică cu feminismul. Asta este chiar greșit. Ca să se înțeleagă. În măsura în care femeia, având energie dublă, îi se dă poziții importante în societate, spre exemplu, în România, 44% dintre femei ocupă postul de conducere, iar în Anglia, 76% dintre femei. Asta înseamnă că orgoliul feminin crește foarte mult, dublat de energie foarte mare, începe să destrame familia. Și destramă familia pentru că nu mai poate să accepte pe bărbat, ea este mai puternică, a devenit bărbat și atunci intră conflictul în familie și nu mai apar copiii. Și asta este scopul pentru care este gândit acest sistem, acest promovarea mecanism. Este plus că testosteronul din 1976 parcă, dacă era atunci 94%, acum în 2017 a ajuns la 45%. Deci a scăzut la jumătate testosteronul, deci în peste, să zic, 20-30 de ani o să fie zero. Deci nu se mai nască copii. Deci este o armă de distrugere masă extraordinar de puternică. Și mai tare puțin ca să mai dacă femeile alea din conducere vor și binele familiei, nu numai putere. N-au cum, pentru că au energie foarte mare. Pentru că conduc. În momentul în care conduci, exact ce spune nu vrea să se schimbe și zice că știe, că știe, că are dreptate. Asta înseamnă conducerea. Tu faci ceea ce zic eu, că eu știu, tu nu știi nimic. Bărbatul este subiaz. Pe exemplu, o altă metodă de distrugere masă este în țările musulmane. Femeile sunt mi se dă credite de către băncile occidentale ca să deschidă afaceri. Îl deschid afaceri. Sunt ajutate ca afacerile lor să fie de succes, după care se destrămă familia. Pentru că asta se urmărește. Păi ce înseamnă? Nu mai puțin ca să-i răspund, doamnă. Nu, nu. Haideți să vă explic. Să vă explic. Nu, ce face? Ce se face și în natură. Deci, nu. Aici trebuie explicat. Marius a spus așa, în două cuvinte, cam ce... Dar știți, Dumnezeu a lăsat femeia și a lăsat bărbatul. Ei sunt... Yangul și Inu, care fac fuziunea aceea, completarea, este iubirea la final. Dar, dacă ai uitat să fii femeie, pentru că te-a lăsat femeie și ai uitat să fii bărbat, atunci ai declin. De ce? Pentru că femeia în societate, da, dacă uiți să fii femeie, femeie încântare, e suavă, bună, blândă, iubitoare, dă naștere copiilor, are grijă, dacă uiți toate astea și te pun într-un post de conducere, vei vedea că
femeia aceea se transformă, își pune un ceas mai mare pe mână, o cămașă, devine bărbătoasă așa. Se duce acasă, plătește factura, vine bărbatul, bă, ia, lasă-mă că m-am dus eu, că tu, ia uite, ai rămas în urmă, eu sunt capul familiei. Ăla se smerește, săracul, se devine feminin și se schimbă rolul. Se schimbă rolul, devine, bărbatul devine femeie și femeia devine se bărbat. Feminează, se feminează. Iar apoi, nu-i numai asta declinul, că vine copilul care e în familie, dacă e băiat, vai de el săracul, că ăsta se feminizează. Lasă, vină la mama, să face mama, iară, preia ea toate programele astea și cum, n-ați văzut cum se îmbracă acum, tineretul, în ziua de astăzi, tatuaj, cercei, nici nu mai știi care e fata, care e băiatul, care, de ce? Pentru declinul ăsta care există în societate. Pentru că pe bărbat nu îl lasă să fie bărbat, să fie tată în casă, să aibă rolul de bărbat. Să fie masculin. Este atacat principiul masculin, ordonator al creației, inițiator al creației, care este Dumnezeu. Este atacat direct creatorul. Din această modalitate și șansa nu există. Nu văd șansa. Omenirea se destramă la pas. Este un mecanism de extinție. Se numește apocalipsă, dar este apocalipsa egoului. Viteza cu care omenirea va ataca divinul este viteza de destrămare a vieții. Și nu există soluție. Pentru că omul acesta nu poate să înțeleagă absolut deloc. El pune binele lui mai presus de toate și atunci se autodistruge. Nu crede în Dumnezeu și nu-l respectă. Se deosebește și de modelul naturii. Da. Știște mare cu lei, cum se întâmplă? Da, la lei, spre exemplu, leoaica vânează, leul stă și primește și primește prada, dar toți stau și cu pui și leoaica stau și se uită, el mănâncă primul. Deci de se dă împrietate. De ce? Pentru că ca să mențină rasa, specia are nevoie ca el să-și păstreze masculinitatea și trebuie să respectată întâietatea. Deci dacă la animale, în toată lumea animalelor este respectată întâietatea, omul de ce nu-l respectă? Deci este... La cei de etnie romă mai de... La fel, același lucru, întâietatea este respectată. Este și acum. Ați văzut cum erau bătrânii de la țară, femeia de la țară, se ducea, facea copii, facea pâinea în patru acolo, vânea bărbatul, avea grijă de el, să-i pună masa, să fie curat. Acum toate astea s-au... Și noi ne-am schimbat. S-au inversat. Iar bărbatul feminat este foarte, foarte periculos. Sufletul e același. Din 10 bărbați, 9 sunt efeminați. Unul a mai rămas. Și ăla în 10 ani dispare și ăla. Mare de singurătate. Păi și de ce? La ora actuală se nasc, dar vedeți că nimeni nu spune asta, la ora actuală se nasc mai multe fete decât băieți. Dar de ce? Pentru că... își mărește natura, mărește șansele. Vreau să-și mărească șansele.